păcate, avem câteva jucătoare accidentate. Sperăm să revină cât mai repede, nu este nimic grav, se află în recuperare și din păcate nu au putut să ne ajute astăzi la joc. Cred că putea să mă concentrez mai mult la anumite aruncări, să le scot, dar din păcate s-a putut astăzi. O diferență de 10 goluri, dar o diferență muncită. Am avut o săptămână destul de grea, ne-am gândit foarte mult la acest meci. Știam că Ploieștiul este o echipă incomodă pentru oricine și am luat totul foarte în serios. O diferență previzibilă, având în vedere că noi ne-am deplasat cu un lot destul de firav. Sunt câteva accidentate, contuzii, nu este grav, dar am decis pentru viitor să le recuperăm pe fete. Este cel mai important, deoarece urmează o avalanșă de meciuri și turnee. Bueno, para nosotros son partidos todos muy importantes y creo que tiene mucho mérito que hayamos tenido el partido controlado durante 60 minutos. Pentru noi toate meciurile sunt importante și este important că am avut controlul meciului tot timpul durata meciului. Estoy contento con la mentalidad de las chicas, sobre todo por mantener la intensidad durante 60 minutos. Este mulțumit de concentrația fetelor că a fost 60 minute cu focusate. Y ahora, pues bueno, otro parón más. Ahora hay que preparar bien las selecciones, los preolímpicos. Mucha suerte a Rumanía. Acum avem încă o parada, încă o perioadă fără competiție. Trebuie să pregătească loturile. Eu dorește noroc lotului României. Y suerte también para España. Y normal, noroc pentru España. De ce dacă ați plecat cu ideea de câștigat de la început? Que si ha salido de casa con la idea de ganar este partido. Sí, por supuesto. Por supuesto, para nosotros es básico. Nosotros venimos de la parte baja de la clasificación. Noi venim din locurile de jos, din clasificare. Y desde hace ya todos los meses que estamos aquí, este nuevo cuerpo técnico, estamos mentalizados de que cada partido es una final. Și de când a venit nou corpul tehnic, pe fiecare meci suntem mentalizați că fiecare meci este o finală.